pentru mine este o taină. Foarte e ceva foarte intim, minunat și necesar pentru emoționalul, psihicul, maturitatea unei femei. Gravida este percepută ca o persoană sănătoasă sau gravida trebuie percepută ca pe o persoană bolnavă? Evident, nu ca pe o persoană bolnavă o percepem, dar trebuie percepută ca un om care are niște probleme de sănătate. Tu ești medic și trebuie să decizi ce mai bine și pentru ea și pentru copil. Nu trebuie să te domine pacientul, asta e părerea mea. Eu nu sunt de acord cu această afirmație, pentru că nașterea nu este a doctorului, nașterea este a femeii. Noi aici primim doamne, pacientele noastre sunt numai femei. Și în momentul când împingeam, zice, nu așa, că nu în ochi, nu în gât. Asta e extremă de gât. Da? Regulă vine soțul cu soția, ceea ce este absolut natural și e foarte bine să fie așa. Pe mine mă distrează când aud, domnul doctor, dar noi vrem să naștem, asta este o chestie natural, sau noi vrem operație cezariană, sau domnul doctor, mai rezenut, soția vrea așa sau vrea așa. Iubitul meu, dumneata poți să faci orice și poți să vrei orice. Dar dumneata, în afară de berea de după naștere, n-ai ce să faci. La ce deschizi gura? Bineînțeles, eu nu pot să mă implic în naștere, nici nu-i destinul meu ca bărbat. Mă implic altfel, dar mă implic sigur. Și mă implic la un mod decisiv și la un mod la care nu vreau să mă retrag. Sunt tatăl copilului meu și nu mă dezic de asta niciodată. Episiotomia, pe scurt, este o mutilare a organelor genitale feminine. Și punct. Pentru că este ceva total nenecesar, după părerea mea și nu numai a mea, ci a multor moașe care asistă nașteri. În România este o modă cu episiotomiile. Cred că sunt foarte puțini doctori care nu fac episiotomie și mi se pare total aiurea să faci o chestie profilactic, adică ne tăiem ca să nu ne rupem. Totuși suntem în secolul 21, nașterea acasă este, eu o consider un pic primitivă. Acum este punctul meu de vedere, mi-l asum. Nu mai putem să ne culcăm pe ureche, să spunem că totul e ok. Nu e ok deloc. De aceea femeile aleg să se pună în pericol și să nască acasă, pentru că este un risc major. Să nu ai backup-ul necesar, iar în momentul în care tu ajungi la spital, pentru că ai avut tupeu în secolul 21 să fii atât de primitivă să naști acasă, se poartă cu tine ca și cu ultimul, nu om, animal. Deci pe femeile care nasc în spital, recomand să se informeze cu ce drepturi au și atunci să-și apere drepturile.